Mă bucur ca să fiu împreună cu dumneavoastră și doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Fac parte dintr-o biserică din Anna Puhaim. Salutul bisericilor noastre este din Evrei, capitolul 12, versetul 14. Urmăriți cu toții pacea și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Suntem chemați și la pace, dar și la sfințenie. Și Domnul să ne binecuvinteze. Pentru că este foarte aglomerat, eu înțeleg felul, atmosfere de felul acesta, doresc în primul rând ca Domnul să binecuvinteze candidații de botez. Am cântat cu câteva, aș putea spune, câteva săptămâni în urmă, Iisus e viu. Aleluia. Se vede că e viu. Prin harul lui Dumnezeu suntem mai mult de 350 de biserici în diaspora. Glorie Domnului! Din ce cauză? Pentru că David spune într-o prejurare, trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca lui Israel. Slăviți să fie Domnul! Biserica este ținută nu de păstor, de Hristos Domnul. El este temelia. Puneți-mă încrederea în El. Nu uitați că cu Dumnezeu nu există frică, cu Dumnezeu este biruință. Și biserica lui Dumnezeu, indiferent unde este, în România, în Austria, merge spre împărăția lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Să nu uităm lucrul acesta. Apoi, dacă ne pune cineva o întrebare și spune ce-s cu candidații aceștia în haine albe, vreau să vă spun căci Biblia noastră, cuvântul acesta lui Dumnezeu pe care l-am primit, spune așa de frumos în Marcu, în capitolul 16, ultimul capitol, versetul 15 și 16. Mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Aleluia. Și cine nu va fi osândit. Vreau să vă spun că nu noi pocăiții dăm oamenii afară din rai, nu. Singur oamenii se dau afară și doresc ca Dumnezeu să lucreze mai departe în Viena cu putere. Să întoarcă oamenii la pocăință. Acesta e rolul nostru, dragii mei frați. Slujba pe care o ai, indiferent cine ești din biserică, ai o slujbă să spui că Dumnezeul nostru este viu. Să spui că noi credem într-un Dumnezeu care iartă. Să le spunem oamenilor că noi credem într-un Dumnezeu care vindecă. Să le spunem oamenilor că Dumnezeul nostru transformă. Și Biblia spune că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus pentru că vine Duhul lui Dumnezeu, vine Duhul Sfânt și transformă. Slăviți să fie Domnul! Câteva puncte foarte importante. Evrei capitolul 10 spune așa de frumos. Nu părăsiți adunarea voastră după cum unii au obicei. Doresc din toată inima voi care sunteți îmbrăcați în haine albe să nu părăsiți biserica lui Dumnezeu. Indiferent că vă mutați în America, indiferent că stați în Austria, lipiți-vă de biserică, pentru că în biserică este viață. În biserică, chiar dacă nu-ți place unile lucruri, este Hristos Domnul. Și oamenii care au intrat în corabie au ajuns în împărăția lui Dumnezeu. Oamenii care intră în biserică, Dumnezeu vine cu harul lui și ține, pentru că Dumnezeu ne ține pe toți. Slăviți să fie Domnul! Vă doresc binecuvântarea Domnului. Doresc ca Domnul să vă dea putere, să fiți epistole vii citite de toți oamenii. Dumnezeu, prin voi care v-ați înturnat astăzi la pocăință, are putere să întoarnă mulți oameni la pocăință. Doresc ca Domnul să fie cu voi, să vă binecuvinteze familiile și să nu uitați de ziua de astăzi, o zi în care este bucurie și în Viena, este bucurie și în România, în Sighișteu, dar este bucurie în cerul. Slăviți să fie Domnul! Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea din locul acesta, slujitorii dumneavoastră împreună. Avem o cântare pe care noi am cântat-o când eram noi, generația noastră, tineri, mână cu mână, toți împreună, să-i slujim Domnului și Domnul să vă dea biruință. Amin. Amin.